În organizarea hramului de toamnă al Catedralei Patriarhale, sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, s-au implicat în mod special sectoarele administrației patriarhale, administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor și protopopiatele din eparhie. În semn de apreciere, prefericitul Părinte Patriarh Daniel le-a oferit acestora distinții într-un cadru festiv. Momentul festiv a avut loc în Salonul Sfinților Români din cadrul reședinței patriarhale. Prefericitul Părinte Daniel a oferit diploma omagială cu medalie a anului 2022 sectoarelor și departamentelor acestora din cadrul administrației patriarhale, administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și celor 13 protoierii din eparhie. La eveniment au participat și preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, precum și preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Cu acest prilej, preafericirea sa a mulțumit celor implicați în organizarea hramului de toamnă al Catedralei Patriarhale. Mulțumim tuturor sectoarelor de la administrația patriarhală și din administrația eparhială și, desigur, tuturor protopopiatelor sau protoieriilor, celor 13 protoierii din Arhiepiscopia Bucureștilor pentru modul exemplar de susținere a pregătirii și desfășurării hramului de toamnă al Catedralei Patriarhale, deci hramul în care e cinstit în mod deosebit Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarab. Anul acesta am avut o binecuvântare deosebită pentru că am primit moaștele unui alt isihast, și anume părintele teolog al isihaștilor, Sfântul Grigore Palama, care a fost teologul rugăciunii isihaste, al harului sau energiilor necreate și care a apărat ortodoxia în fața unor curente de gândire scolastică medievală apuseană și a dezvoltat o teologie a îndumnezeirii omului prin har. Ne-am bucurat de darul mare al prezenței delegației din Mitropolia de Verea, Nausa și Campania, condusă de înalt preasfințitul Mitropolit Pantelimon, care tocmai recent a trimis o scrisoare de mulțumire pentru ospitalitatea arătată, dar și scrisoare în care admiră evlavia poporului român și modul de organizare al hramului în cinstea Sfântului Dimitrie cel Nou și a sfinților care au fost aduși aici spre cinstire. Deci, în mod deosebit, mulțumim preasfințiților episcopii Varlaam și Timotei pentru coordonarea acestor lucrări și sectoarelor care au fost în mod direct solicitate pentru buna desfășurare. Și urmează să trimitem scrisori de mulțumire tuturor instituțiilor civile și militare care ne-au ajutat la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Vă dorim ani mulți cu sănătate, bucurie și mult ajutor de la Dumnezeu în toată lucrarea cea bună. Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, a avut loc anul acesta pe Colina Bucuriei în perioada 24-28 octombrie.